Iată ea, nu știu dacă a reușit să facă toate cumpărăturile, dar sunt sigură că reușește să se facă frumoasă și să apară la TV, pentru că am văzut-o în culise și astăzi arată senzațional. Și credeți-mă, a avut și o sesiune foto și emisiuni TV și apariții pe Instagram, pentru că este o viitoare mămică și este foarte, foarte activă. Chiar sunt curioasă să văd cum se simte pe ultima sută de metri. Cătălina Rusu este alături de noi, o salutăm. Și salutare, când am zis de cât de bine arată, uitați-vă ce coafură are femeia asta, da? Doamne, câte ore ai stat la coafor? A, știi că foarte repede. Deja fetele mă cunosc și eu sunt obișnuită să arăt mereu bine. Plus la toate că simt necesitatea mai mult ca oricând acum în sarcină. Fii frumoasă! Frumoasă, exact, așa este. Ai schimbat mărimea la sutieni? Sau încă nu? Eu vreau să spun că mărimea am început să o schimb chiar din start. Primele semne care au apărut de fapt astea și au provocat schimbările acestea. Dar asta e bucurie, asta e partea cea mai frumoasă a unei sarcini și a unei alăptări. Exact, e frumos. Bine, orice femeie își dorește forme frumoase. Voluptoase. Da. Ce faci, draga mea? Ești chiar pe ultima sută de metri. În câte săptămâni și zile? Că deja trebuie să începi și a număra, da, și zilele. Foarte curând, deja zile numărăm. Foarte curând, dar îți spuneam anterior că mai trebuie să reușesc să mai fac multe alte chestii. Așa, de ce n-ai reușit? Eu nu mă grăbesc. Bine, chiar nu știu, poate aceeași sesiune foto cu doar cu burtica mea. Păi asta, eu mă uit. Uitați-vă, ea e sexy, e modernă, dar iată, sesiuni foto din alea cu bărbatul care pupă burtica, cu rochii așa lungi, volate. Nu ai făcut? Încă nu, pentru că am lucrat la alte proiecte în timpul acesta. Oricum, sesiuni foto au fost în planul nostru și am și realizat, doar că nu ceva mai intim, adică ceva doar poate care nu o să fie prezente publicului larg, ceva pentru mine, adică mi-aș dori să mai fac ceva. Vrei goală? Nu chiar așa. Nu, poate cumva doar eu cu burtica, pentru că cu soțul am făcut, oricum nu sunt eu atât de convingătoare ca să-l rog de atâtea ori să piardă păi, timpul. Asta zic, cât te-ai rugat de el ca să obții această sesiune foto? M-am rugat, binișor, credeți-mă, și pentru prima dată și pentru a doua oară. Am noroc că soțul meu este foarte înțelegător și iubitor, dar fiecare are răbdarea sa și limitele sale. De aceea, cred că trebuie să două prințese urmează să se pozeze fără se separa, fără dacă rochia deja i-am văzut-o. Așa este, da. Și tu mă întrebai dacă am reușit toate cumpărăturile. Nu, pentru că am lăsat totul pentru ultimul timp. Nu știu de ce. Sau că s-au adunat prea multe și plus la toate sărbătorile de iarnă și proiecte, pentru că atât timp cât am fost însărcinată, că lumea m-a întrebat, ce faci tu atâta pe la saloanele de frumusețe? Păi asta face parte din meseria mea și eu am muncit toată perioada sarcinii și asta m-a ajutat poate să mă simt eu bine. Pentru că în niciun caz nu trebuie să stăm acasă, să ne lăsăm pradă depresiei, să ne gândim ce schimbări se întâmplă cu noi. Sau din să mâncăm prea mult. Sau, da, știi că mulți din cauza stresului încep să mănânce sau când apare depresia, la fel, ce să faci? Hai să pun ceva în gură. De aceea eu m-am mobilizat și am încercat să fac tot posibilul să ies, să mă simt eu frumoasă, să mă îngrijesc, nu știu, să mă văd eu, să mă iubesc așa cum sunt, pentru că bine, cineva adaugă în sarcină, cineva nu adaugă. Indiferent că adăugăm kilogramele astea, eu de multe ori le spun și graviduților care îmi scriu, astea sunt motivaționale. Noi trebuie să ne gândim că noi în curând vom aduce un suflet pe această lume și este importantă misiunea noastră de mamă, de graviduță, pentru că cred eu că misiunea cea mai importantă a unei femei este într-adevăr să nască copii. Am înțeles că nu ai ales un spital privat pentru a naște, vei naște la stat. Așa este, am ales maternitatea numărul 1. De ce?
Bine, noi niciodată nu am fost cu o idee fix să fie super condiții, să fie... Pentru noi este important sănătatea micuței. Și bine, o echipă calificată, profesionistă. Medicul nostru care ne curează, de fapt, este și moașă și dumneaei chiar... se află sau, mai bine zis, lucrează acolo în instituție și ne-a întrebat, nașteți la mine? Da, eu sunt la numărul 1. Bine, adică nu a fost să căutăm ceva. Am avut alte întrebări pe care, din păcate, nu am reușit să le rezolvăm, cum ar fi colectarea celulelor STEM și, bine, tot ce este legat de asta, dar în curând știu că în Republica Moldova va fi posibil lucrul ăsta. Vorba la al doilea. Da, la al doilea. Cred că pentru că acum am înțeles că nu mai reușim. Dar, în rest, bine, nu ne-am complicat foarte mult și vreau să-ți spun că nu am deranjat medicul peste fiecare 5 Bravo. Minute. De ce sau... mamele gravidele nu sau așa? În fiecare zi. Într-adevăr, noi privim foarte natural chestia asta și ne dăm seama că s-au născut decenii întregi, adică de ce să ne complicăm și să ne gândim la niște situații, nu știu, banale sau să le prevedem din timp. Eu vreau să fie totul natural și mă ajută foarte mult, cred că, credința în Bunul Dumnezeu și în Meculița Domnului și mă rog să am o naștere la fel de ușoară precum a avut și sarcina. Eu am zis că dacă o să fie și nașterea la fel de ușoară, o să fac copii în tot anul. Doamne, rulante! Am prins-o pe cuvânt! Deci urmează să vii pe canapeaua noastră după ce vei naște și dacă o să zici, mamă, ce naștere am avut, noi îți programăm așa din an în an, să-ți amintesc. Da, dar aș vrea să le dau speranțe și altor graviduțe care, cărora le e frică. Nu pot să zic că eu sunt atât de curajoasă și bine, mai apare câte o grijă, mai apare câte un sentiment de ăsta ciudat, straniu, dar eu nu permit pur și simplu gândurilor negative să-mi acăpăreze mie sau să-mi betoneze mie căile mele de respirație, respirație din punct de vedere mentală și vreau să gândesc sănătos, pentru că un om sănătos nu este doar cel care nu are nicio problemă cu sănătatea, dar care și are și o psihică sănătoasă. Ia uite, femeia asta devine mamă și cu niște termeni așa de inteligență vorbește. Draga mea, a venit momentul să și cânți. Probabil una dintre ultimele apariții la TV, cel puțin la noi, sigur. Astăzi soțul m-a întrebat, asta este ultima ta emisiune? Eu sper că gravidă, da. Fiind. Da, fiind gravidă, exact. Și cred că da. Așa, draga mea, astăzi ne-am cântat despre o inimă și acum este momentul în care Cătălina Rusu ne cântă cu o altă inimioară sub propria. Vă lăsăm acum în compania viitoarei mame. Un bobocel de altă dată ar da o inimă de fată, nemărginită și curată, deschisă pentru down.